Bună ziua, vă mulțumim frumos pentru prezență. Hello, thank you for being here, present here today. We have one of the main players of the Romania national team, Ovidiu Hoban. L-avem alături de noi pe Ovidiu Hoban, unul dintre cei mai importanti jucători echipei naționale de fotbal a României. Am să vă rog să adresați întrebările, iar eu am să realizez traducerea în engleză. Mai mult decât perfect. E primul meu campionat câștigat în viața mea. Nu pot să-mi doresc altceva decât să fiu prezent și aici la Euro. Cu atât mai mult, dacă voi fi și titular, voi fi și mai motivat și voi da totul pentru echipa națională. În momentul de față mă gândesc să ieșim din grupe și, din punctul meu de vedere, tot ce vine peste este un bonus. A fost minunat să vedem că avem suporteri și aici în Franța, mai ales la un antrenament. Ceea ce a promis Neapuiu este și în sentimentul nostru, pentru că vom face totul ce ne stă în putință pentru a face mândră o țară întreagă. Da, am intrat în linie dreaptă, vorba lui Neapuiu, și acesta este și gândul nostru. Deja ne gândim doar la acel meci și suntem concentrați doar pentru a da totul pe teren și a face un meci cât mai bun. Cred că acolo este, să zicem, cea mai mare problemă a lor, pentru că au mulți jucători accidentați. Vom încerca să speculăm aceste probleme. Oricum, noi trebuie să fim concentrați și motivați, mai mult decât motivați, să fim conștienți că putem să scoatem un rezultat bun contra Franței. Vorbim de Franța, au o echipă foarte bună. Oricine va intra în teren vor fi jucători de top, așa că trebuie să fim noi concentrați pe ceea ce avem noi de făcut și să nu ne intereseze prea mult echipa adversă. Bucurie, mândrie, cred că nu există un loc de supărare sau altceva, doar un vis care sper să devină realitate. Emoții sunt, dar sper să le transformăm în emoții constructive. Sincer, puțin disconfort există, dar dacă luăm pe partea cealaltă, e normal ca să avem așa ceva pe lângă noi, pentru că trebuie să ne simțim în siguranță, să ne desfășurăm activitatea cât mai bine. Și să-ți răspund, nu o să-mi aduc familia aici, pentru că e mai bine să stea ei acasă și să mă vadă la televizor. Din punctul meu de vedere, orice meci îl vom aborda la victorie, așa că dacă vom câștiga va fi extraordinar. Putem să zicem poate chiar și o surpriză, dar noi credem în forțele noastre proprii și vom aborda acest meci la victorie. Cred că trebuie să fim atent la toată echipa Franței, nu doar la anumiți jucători, pentru că sunt un grup foarte bun. Cred că individualități sunt pe fiecare post, așa că trebuie să fim atenți la toată echipa.